Un incendiu de proporții s-a produs la Milano. Mai multe mașini au luat foc din cauză încă necunoscute. Norul negru de fum a putut fi vizibil din mai multe zone ale orașului. Incendiul s-a produs în cartierul Porta Romana, unde mai multe mașini au fost cuprinse de foc. Ancheta preliminară arată că incendiul a pornit din cauza unui camion cu butelii de oxigen ce era parcat pe stradă. Explozia ar fi putut fi cauzată de o problemă tehnică a dubei, au mai declarat autoritățile italiene. Incendiul a cuprins 5 mașini parcate pe stradă, o farmacie din apropiere și apartamentele unei clădiri învecinate. De asemenea, o școală și mai multe clădiri rezidențiale din apropiere au fost evacuate de urgență. Există o singură victimă, șoferul dubei, care a reușit să observe la timp incendiul. Acesta s-a ales cu mai multe arsuri la membre. Zona în care a avut loc incendiul a fost închisă pe tot parcursul anchetei.